Ieri am avut aici un seminar, o întâlnire cu toți studenții de la Institutul Biblic de aici din Sud și de la Școala Timotei. Și toți împreună am învățat despre aceea cum să nu zădărnicim harul lui Dumnezeu pe care l-am primit, cum să valorificăm harul pe care l-am primit. Că toți noi, când am crezut în Domnul Iisus Hristos, am primit daruri duhovnicești, ca să slujim cu darurile astea altor sfinți, bisericii. Și nu trebuie să zădărnicim harul, trebuie să-l punem de plin în slujba sfinților. În Scriptură spune că trebuie să fim buni ispravnici ai harului felurit pe care l-am primit. Și despre asta am vorbit ieri, ne-am cercetat, tare mult m-am bucurat, s-au luat aici decizii importante, tinerii au ieșit în față, ne-am rugat pentru ei. Ba încă pe urmă am auzit mărturii frumoase, cum și alții și slujitorii, inclusiv când am vorbit cu fratele Ruslan, cu sora Larisa, că am fost găzduit la ei și ei au mărturisit frumos cum Duhul Domnului a cercetat, decizii frumoase au luat și așa e frumos când Cuvântul lui Dumnezeu ne cercetează și ne crește. De fiecare dată când venim în casa Domnului, trebuie de aici să ne ducem acasă cu creștere spirituală. Dar dacă nu ne grăbim să împlinim cuvântul pe care îl ascultăm, atunci nu ne ajută la nimic. Atunci suntem niște ascultători uituci care ne înșelăm singuri. Și noi așa nu vrem să ne înșelăm, noi vrem să creștem. Eu mă numesc Vasile Filat, pentru cei care nu mă cunoașteți și mă vedeți prima dată, dar sper că unii din dumneavoastră m-ați văzut pe internet, pentru că acolo predic, răspund, dar uite, acum de 4 zile n-am mai făcut nimic, 4 zile am fost prins în slujbă, ia ca mesajul ăsta îl înregistrează acum Tudor, așa că până în seară mesajul care îl predic la dumneavoastră o să fie și pe internet și dacă o să vreți să-l recomandați și altora să-l asculte, îi puteți invita și nu numai mesajul ăsta, dar multe întrebări din Biblia. Chiar și ieri s-a apropiat cineva și mi-a spus despre fratele Petru, îmi pare că de la Colebaș, că el are 84 de ani, dar el urmărește site-ul celălalt și apoi el când vede ceva, se duce la vecin și îi spune, ia hai să ascultăm, de exemplu, acolo a fost un mesaj despre moaște, închinarea la moaște. Și s-a dus și a ascultat cu vecinul lui care este ortodox. S-au ascultat amândoi mesajul, pe urmă au discutat amândoi din Scriptură. Și el zice, totdeauna așa face, ascultă un mesaj, duci și-l ascultă cu cineva, spune și discută. La Chișinău păstoresc Biserica Buna Vestire. Suntem o biserică mai tânără ca dumneavoastră. Noi avem 11 ani și ne bucurăm pentru oamenii care s-au întors la Dumnezeu. În majoritate tineri sunt, s-au întors la Dumnezeu, sunt foarte dedicați tineri care îl iubesc pe Dumnezeu, lucrează, aleargă în 39 de puncte de misiune din școală. Aleargă, iată, Tudor din școală, din țară. Tudor este unul din ei. Acum ne întâlnim în clădirea unei biserici rusești care ne găzduiește și de acum de 6 ani ne găzduiesc acolo, când am plantat biserica într-o școală. De la școală ne-am mutat în clădirea bisericii este rusești, dar ei cu multă dragoste ne-au primit până în ziua de azi, cu o dragoste deosebită ne tratează. Dar bucuria mare care o avem este că acum Domnul ne-a dat și un local, într-o clădire, etajul 34 este a nostru. Acum nu mai l-am cumpărat, de acum trebuie să construim acolo, să facem reparații înăuntru, să punem multe, sunt înainte multe cheltuieli care ne așteaptă, dar cu ajutorul Domnului o să facem. Însă asta este bucuria și mai ales bucuria ne este mare că clădirea e chiar în centru, lângă piața centrală. Asta înseamnă mult, acolo toți oamenii vor avea accesul la clădire. Și eu vă aduc salutări din partea Bisericii Bună Vestirea. De asemenea, împreună cu soția mea slujim cu misiunea Precept și acum la moment coordonăm lucrarea din Eurasia. Asta sunt 49 de țări. Înainte de pandemia asta eram numai pe drumuri și pandemia când s-a început eram în Columbia. Duhul Domnului m-a călăuzit și am ascultat de Duhul Domnului și bine că am ascultat de Duhul Domnului, că am reușit cu câteva ore să ies din țară. Altfel, cine știe, s-ar fi întâmplat că și acum eram în Columbia, așa că avea să predic de-am în spaniol. Iată,
Așa, puțin despre mine. Cu soția avem 3 copii. Ei sunt maturi de acum toți, 2 din ei sunt căsătoriți. Primul s-a căsătorit băiatul, care are 24 de ani, David, și de la el avem și o nepoțică, Sofia, tare ne bucurăm pentru ea, are 2 anișori. Și fata mai mare s-a căsătorit a doua, Tica, ea are 29 de ani, este căsătorită în Ucraina cu un foarte bun băiat. Ne bucurăm că Domnul i-a dat un băiat bun, slujitor, slujește în Evanghelie și a născut acum un băiețel, Barnaba. Nu știu dacă ați întâlnit vreodată. Iată, eu am îmblat în viața mea, am fost în 79 de țări, dar n-am întâlnit niciodată în față un om pe care să-l cheme Barnaba. Primul este nepoțelul meu, care l-am, el e Barnaba. Și am întâlnit oameni cu nume tare strane. De exemplu, 1 Corinteni. Ați auzit vreodată nume? 1 Corinteni, 2 Corinteni. La unul avea 5 copii și era Geneza, Exodul și așa mai departe. Toate cărțile de la Levitic, Numeri, Deuteronom. M-am întâlnit cu unul și când s-a prezentat, a zis Billy Graham. Dar când mă duceam odată la Afganistan, la frontieră cu Afganistanul, eu intram, dar de acolo ieșeu și am văzut pașaport moldovenesc la cineva. Erau niște romi cu pașaport moldovenesc și am făcut cunoștință. Și când să facem cunoștință, eu zic, eu mă numesc Vasile, dar el îmi întinde mâna și zic, Bruce Lee. Auzi, zic eu, hai serios. Zic, eu serios. Auzi, zic, eu te întreb numele, nu porecla. Nu, eu serios îți spun, zice. Eu serios îți spun, Bruce Lee mă cheamă. Bruce Lee, Bruce Lee, asta e. Am zis, părinții tăi au simțul umorului bun. Iată așa. Dar, iată Barnaba, n-am auzit nicăieri, dar e un nume tare frumos și un copilaș scump. Și apropo, numele Barnaba e de tare multe ori în Biblie, îmi pare că de vreo 29 de ori în Biblie folosit, dar oamenii nu pun numele Barnaba. De exemplu, Marcu e numai de 10 ori în Biblie. Sau Matei e foarte puțin. Sunt nume care în Biblie foarte puțin, ca să nu mai zicem, Vasile nu niciodată, dar e ca... Și Ruslan tot noi. Iată așa. Bine. Azi este înmormântarea fratelui nostru Leonid Scutelnic. Fratele Leonid Scutelnic a fost pastor la biserica din Pohribeni, o biserică mare, o biserică frumoasă, cu mulți copii, mulți, mulți copii. Ultima dată am fost la Crăciun. O durat serviciul acela 3 ore și copilașii cei așa scumpi, o spus, o povestit, mult. Și fratele Leonid împreună cu sora Svetlana, niște oameni deosebit de dedicați, foarte, foarte dedicați oamenii ăștia. Și iată, fratele Leonid a fost bolnav de COVID și sora Svetlana a fost ambii bolnavi de COVID și nu mai s-a vindecat de COVID, a venit acasă și peste o zi a plecat la spital din nou și un tromb și fratele Leonid a plecat la Domnul. 67 de ani are. Ne rugăm pentru familia îndurerată să le dea Dumnezeu. Pentru biserică este așa o mare criză, ei n-au slujitori. Totdeauna fratele Leonid îngrijorat îmi spunea, nu-i nimeni, eu s-o obosit, zice, eu nu mai pot face față, dar n-avem slujitori. Este o mare, mare criză de slujitori în țară. Și să ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să ridice slujitori, să ridice tineri. M-am bucurat așa tare ieri să văd biserica dumneavoastră plină cu tineri, dornici, zeloși pentru Evanghelie și m-am uitat cu speranță, înseamnă că sunt oameni. Vedeți, duminica asta înmormântăm un pastor. Duminica trecută dumneavoastră ați înmormântat aici pe fratele Lucian. Un pastor și ambii pastori deosebiți, oameni foarte dedicați. Să ne rugăm să ridice Dumnezeu oameni dedicați, slujitori, așa cum este pastorul dumneavoastră, să ridice slujitori, că e mare, mare nevoie în Evanghelie. Hai să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan, la capitolul 14 și eu voi citi cu începere de la versetul 1. Domnul Iisus aici vorbește cu ucenicii lui, este numai cu cei 12. Aici numai la cei 12 le vorbește și iată Domnul Iisus le spune așa.
Să nu vi se tulbure inima. Deci el vorbește la ucenici. Să nu vi se tulbure inima. De ce să nu li se tulbure inima? Pentru că ei știau că clipa plecării lui este foarte aproape. Gata, deja a fost la cina aceea de taină. Discuțiile după cina aceea de taină urma în câteva ori urma să fie arestat, prins Domnul Iisus. Și Domnul Iisus știa bine tot ce se întâmplă mai departe. I-a avertizat din nenumărate ori, inițial ei nici n-auzeau asta. Știi că uneori când spune cineva un lucru care nu vrei să-l auzi, te faci că nu-l auzi, că nu vrei să-l auzi. Și când Domnul, nu țineți minte cum odată Petru l-a luat pe Domnul Iisus și-l mustra să nu mai zice așa, cum vorbești că îi pleci de la noi? Și Domnul Iisus i-a zis, înapoi a mea Satan, a zis odată vorba asta. Domnul Iisus i-a avertizat de multe ori, dar ei nu auzeau. Și iată, acum au auzit, de acum ei înțelegeau bine, Domnul Iisus pleacă, plecarea lui foarte aproape. Și le-a zis să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Domnul Iisus Hristos s-a dus să ne pregătească un loc. Dacă Domnul Iisus ia timpul ăsta să ne pregătească un loc, vă închipuiți la ce loc minunat mergem noi? Ce construcție ia așa mult timp? Așa un loc se pregătește pentru noi. Domnul Iisus pregătește Fiul lui Dumnezeu. Și eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, deci după ce finisează ce are de pregătit, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și noi evenimentul ăsta îl așteptăm. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină după noi, ca să ne ia acolo unde este El. Asta e evenimentul care îl așteptăm, răpirea Sfinților. Așteptăm să fim răpiți de Domnul Iisus Hristos. De asta nu ne mai speriem așa tare cu chipul ăsta, că o să ne pună chipul, cu vaccinile. Noi nu-L așteptăm pe Antichrist, noi-L așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus va veni, va răpi biserica într-o clipeală din ochi. O clipeală din ochi e 0,12 secunde. Foarte puțin. Noi nici nu observăm. Iată, eu vă predic și eu tot clipesc, dar eu nu observ. Iată, acum m-am gândit, acum observ. Dar așa nu observ. Și voi mă priviți pe mine și tot clipiți din ochi continuu. Dar nu, nici nu observați, așa de repede clipeala. Iată, într-o clipeală din ochi vor învia morții, vor învia cu trupuri duhovnicești. Noi cei vii nu vom lua înaintea lor. Noi cei vii așteptăm să învie, ei primi învie. După asta noi vom fi transformați și peste trupurile astea vom fi îmbrăcați cu trupuri de slavă și apoi toți împreună și toate într-o clipeală de ochi. Toți se întâmplă într-o clipeală de ochi. Și apoi toți împreună vom fi răpiți ca să-L întâmpinăm pe Domnul nostru în văzduh și vom fi totdeauna cu El. Asta va fi. Și noi asta așteptăm. Dar Domnul Iisus când le vorbea toate astea și le zice, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma acela care a fost pe urmă poreclit necredincios. El pe urmă, el multe întrebări au pus, vedeți, și aici el, da bine făcea Toma ăsta, că dacă nu punea el întrebări, nici noi n-avea să știm atâtea. Ce bine că el punea întrebări, așa? Că punea și Domnul Iisus explica, dădea explicații mai multe, foarte bine, uneori chiar ne supărăm că nu puneau unii mai multe întrebări. De exemplu, ce nu i-au pus ăștia lui Pavel întrebarea, să-l întrebe când Pavel acolo a zis că știți ce-l oprește pe Duhul lui Antichrist, acum îl oprește ca să nu se... Da, Duhul lui ei, știți ce îl oprește să nu se descopere? Când va fi luat din cale și noi tot ne fermăm mințele. Cine este care va fi luat din cale? Ei știau. Ăștia din Tesalonic știau așa de bine, el le-a spus, dar noi nu știm, noi ne fermăm mințele, toți teologii își fermă mințele. Dar ei știau, simplu, și v-am spus de multe ori, vă știți. Parcă ne gândim, măi, dar ce nu întreba Tesalonicenii ăștia? Ia mai spune Pavel odată și scrie acolo. Scrie, ca să rămână și pentru restul, să nu-și frământe mințele așa mult. Dar, uite aici, bine că Toma a pus întrebări. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Ei, Toma, se pare că nu a fost chiar atent, parcă a spus Domnul Iisus, mă duc la Tatăl, știu unde te duci. Mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, a spus. Mă duc să vă pregătesc locul și apoi vin înapoi după voi, a spus. Dar Toma zice, parcă nu a auzit Toma, ori poate Toma durerea de plecarea Domnului Iisus, că și așa este, că uneori când ești îndurerat de ceva, n-auzi ce ți se vorbește ție, durerea te face să n-auzi. Și zice, Doamne, i-a zis, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu, Iisus, sunt calea, adevărul și viața. Nu, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și iată despre aceste trei lucruri vreau să vorbesc azi. Calea, adevărul și viața.
Toate aceste trei lucruri sunt Isus. Isus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. În cartea Proverbilor, la capitolul 14, cu versetul 12, scrie așa: multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Iată, vedeți, când am venit aici, am ales o cale cum să ajung la dumneavoastră. De la Chișinău până aici. Și nu ne-a dus la rău calea asta, că noi ne-am pornit la biserică. Noi la biserică, la dumneavoastră, am ajuns și am ajuns aici. Când vom pleca înapoi de aici, la Chișinău, avem două opțiuni. Putem să o luăm la dreapta și mergem înainte, prin Cantemir, și ajungem la Sărata. Putem să o luăm la stânga și mergem până la Cahul și apoi ieșim la drumul cel spre Taraclia și mergem așa, așa. Asta va fi mai lung. Pleacă mai bun, dar mai lung. Noi o să alegem pe primul. Și pe o cale și pe alta o să ajungem la Chișinău. Dacă cineva vrea o cale mai interesantă, o poate lua prin România, trece toată România, pe la Suceava, vine jos, vine pe la Iedine și tot la Chișinău o să ajungă. Așa? Așa e în lumea asta. Așa este. Și noi uneori putem să... Dar vezi, o cale e mai bună, una e mai rău. S-a întâmplat uneori să iei câte o cale care îți pare rău că ai luat o cale aceea și încă mai ales dacă te-ai nimerit cu un șofer la volan de ăsta încăpățânat care îi spui, mergi greșit, el, nu, las, știu eu ce fac, nu mă învăța. Și hai, poate ne întoarcem. Nu, știu eu ce fac. Și el merge înainte sau dacă o pățești ca mine. Că eu odată m-am pornit, prima dată când m-am pornit încolo la Zacarpatea, unde e căsătorit fiica noastră, m-am pornit și am pus la GPS. GPS mi-a arătat prin România. Dar eu nu mai în România, eu prin Ucraina și merg pe GPS, dar GPS cel mai de mâini când nu mă trăge să-mi spun hai înapoi, tot îmi străga tot drumul, întoarce-te înapoi, întoarce-te înapoi, dacă eram încă la frontieră, întoarce-te înapoi, întoarce-te înapoi. Am intrat prin niște fundături, mi s-o spart roțele, am ajuns pe munți, mă temeam că ne prăbușim într-o vreo prăpastie, așa, o ceață înainte, nu vedeam 2 metri înainte, așa, ei, slavă Domnului, am ajuns, a doua zi dimineața am ajuns, vezi că am ales calea aceea, dacă ascultam, mergeam, era să fie altfel, că vrea să mă duc pe drum lung. Bun. Ei, că acolo îmi dădea câteva opțiuni și eu am ales. Eu am ales-o pe cei mai scurtă, dar cei mai scurtă nu a fost chiar. Bun. Vedeți, noi omenești așa când facem. Însă Scriptura ne spune, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Ei, cu mașina dintr-un loc în altul, cu deplasare, nu e nimic așa de periculos. Aici vorbește despre altceva. Când spune autorul aici despre căi, asta înseamnă cum alegi tu să trăiești viața. Iată, ca și un tânăr, tu ești pus în față să-ți alegi cum să trăiești viața. Iată, vezi un model, vezi alt model, vezi al treilea model, știi cam cum să-mi trăiesc eu viața. Să-mi trăiesc viața ca un om cinstit, asta este o cale. Dar de aici te uiți că nu, iau, te sunt răi și uite, îmblă cu cele mai grozave lucruri, au, bogați. Poate așa sunt trăiesc, că aroganți, poate așa. Sunt trăiesc viața cinstit, mă păstrez în curățenie, sau altfel să fac, sau să-mi aleg cariera asta, sau așa, sau așa. Multe lucruri și acum te avertizează Scriptura. Fii foarte atent. Multe căi pot părea bune. Pot părea. Ele pot părea bune omului, dar la urmă se vede că duc la moarte. Deci uite atent, calea aceea, dacă o mai mers pe calea aceea cineva, ia uite bine unde a ajuns omul pe calea aceea, unde se duce el, încotro duce calea aceea. Puneți bine întrebarea, la orice etapă a vieții poți să deviezi de la cale. La orice etapă a vieții poți să o iei pe o cale greșită și apoi să-ți pară foarte rău că ai luat-o pe calea aceea greșită, că nu trebuia să o iei pe acolo. Deci puneți totdeauna întrebarea, calea asta pe care o iau eu, au mai mers cineva pe calea asta? Unde a dus calea asta? A dus la bine sau n-a dus la bine? Acum, întrebarea este că noi putem vedea numai până la mormânt. Noi cu ochii ăștia fizici putem vedea numai până la mormânt. Și uneori unele căi până la mormânt arată foarte bine. Dar ce o să fie după mormânt știm din Sfintele Scripturi. Deci fiecare om trebuie să cerceteze Sfintele Scripturi pentru că de aici vede chiar cu adevărat unde duce calea. Pentru că după mormânt, după ce plecăm în mormânt, există două căi, nu mai este alta. Două opțiuni, a treia nu mai există. Ori mergem să fim cu Dumnezeu, ori mergem la Domnul Iisus ca să ne petrecem veșnicia în fericire cu El, în viața veșnică,
ori te duci în locuința morților, unde vei aștepta în locuința morților până la marea judecată a lui Dumnezeu. Vei învia ca să te prezinți la judecată, să fii judecat și de acolo să fii aruncat în iazul de foc și de pucioasă ca să fii chinuit veșnic. Astea sunt două căi. Și despre căile astea vorbește Sfânta Scriptură. Cum v-am zis, în lumea asta sunt multe căi când vrei să ajungi undeva. La Dumnezeu există numai o singură cale. Auziți ce a spus Domnul Iisus Hristos? El a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă cineva îți spune, poți ajunge la Dumnezeu și pe altă cale. Mai poți și calea asta. Iată, de exemplu, unii spun, toate credințele sunt bune. Voi n-ați auzit vorba asta la oameni. Când începi să le spui la oameni despre Domnul Iisus Hristos și Evanghelia, ei spun, da, e tare bine să ai credință, tot omorea credință, toate credințele. În primul rând, nu-i drept, nu sunt toate credințele bune. Cu unele credințe te învață așa, să te duci să omori la stânga și la dreapta. Și te învață că toți sunt răi în lumea asta și trebuie să-i omori numai. Nu, astea nu sunt credințe bune. Nu e adevărat că toate credințele te învață de bine. Nu toate credințele te învață de bine. Dar rolul credinței, rolul religiei este să te aducă la Dumnezeu, să ajungi la Dumnezeu, să ajungi în împărăția cerurilor. Dacă ea nu conduce acolo, ea nu ți ajută la nimic. Și Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât doar prin mine. Tot la Proverbe 14, acolo peste un verset în 14, scrie așa, cel cu inima rătăcită se satură de căile lui. Auziți? Cel cu inima rătăcită? Cum? De ce un om o ia pe căi rătăcite? Că inima e rătăcită. Un om cu mintea rătăcită, el nu poate lua o cale dreaptă. Când ți-au rătăcit mintea, când ești cu mintea rătăcită, cu inima ta rătăcită, tu nu poți lua o cale dreaptă. Tu o iei numai pe căi rele, pe căi rele care duc pe urmă la moarte, duc la probleme mari, îți face viața un dezastru, ai apucat pe niște căi care ți-au transformat viața în dezastru. Câți oameni, când se întâmplă așa, ei nu se gândesc, dacă nu o luam pe calea asta, dacă nu făceam așa, dacă nu făceam așa, n-ajungeam aici, n-ajungeam, nu sfârșeam așa. Iată, spune aici, cel cu inima rătăcită se satură de căile lui, va avea consecințele. Dacă inima ți-e rătăcită, o iai pe căi rele și te vei sătura tu de consecințele tale. Am citit azi dimineață, când m-am trezit, am răsfoit și eu noutățile pe telefonul meu și am citit la știri că un bărbat de 60 ceva de ani din Chișinău s-a aruncat în sectorul centru, s-a aruncat de la etaj. Ieri dimineață l-au găsit, s-a aruncat de la etaj. Și zice bărbatul, nu mai s-a vindecat de COVID. Parcă era cazul să celebreze, nu mai a fost bolnav de COVID, s-a vindecat de COVID, a ajuns acasă, era cazul să celebreze. Dar el a ajuns acasă, acasă e singur. Când treci prin boala asta de COVID, este un foarte mare stres psihologic. Vreau să pregătesc un mesaj pe internet despre asta, să fim pregătiți pentru când ajungi acolo. Dacă ajungi bolnav, grav și ajungi acolo să fii internat cu COVID, pregătește pentru un mare stres, o mare luptă psihică, o mare luptă sufletească. Trebuie să reziști sub lupta asta sufletească. Deci el a trecut parcă acolo, dar a ieșit epuizat până la margine și omul ăsta, neavând credință în Domnul Iisus Hristos, având inima rătăcită, pentru că nu-L cunoaște, un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu și nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, el este cu inima rătăcită un astfel de om. Și omul ăsta fiind cu inima rătăcită, a ajuns acasă, e singur, copiii sunt plecați, părăsit, nu-i cu nimeni și omul n-a mai rezistat presiunea asta și s-a suit pe un scaun și a sărit pe geam și și-a pus capăt vieții. Într-o altă știre am citit că în Japonia, de la începutul pandemiei, și Japonia are, știți cât are, 127 de milioane de locuitori. 127, noi cât avem? Vreo 3.000, cred că așa să fim, 3 milioane avem, real să fim, în jur de 3 milioane, care ar fi în țară. Deci, acum gândiți-vă, noi 3 milioane, Japonia 127 de milioane, aproape 127 de milioane. De la începutul pandemiei, așa de bine au administrat cu pandemia asta, că până acum sub 2.000 de morți. Încă n-au ajuns la 2.000 de morți. Noi, Moldova, de acum avem 2.521 de morți. Avem. Până aici. Dar ei încă n-au ajuns la 2.000. La 127 de milioane de locuitori. Înmulțiți cât? Împărțiți 127 la 3, ca să vedeți de câte ori e mai mult. Da? Da, sunt foarte mult. Acum,
Da, exact. Și sunt foarte aproape unul de altul, că e o insulă mică. E o insulă mică, dar așa de bine au administrat totul. Însă, în Japonia, o țară mult mai bogată ca noi, bine, asigurați în toate privințele, oamenii ăștia se fălesc, sunt cei mai atei, cei mai mulți atei din lumea. Și iată, oamenii ăștia, ei numai în luna octombrie au avut 2153 de sinucideri. Deci numai în luna octombrie s-au sinucis mai mulți oameni decât au murit de pandemie de la începutul anului până aici. În general, decât au murit din pricina pandemiei. Din pricina pandemiei mai puțin. Deci oamenii ăștia, foarte mulți se sinucid. Statul investește în fiecare an 10 milioane de dolari pentru a preveni suicidul și anuiți au mai adăugat la cei 10 milioane, au mai adăugat 24 de milioane, sau nu știu cum invers, 24 de milioane și au mai adăugat 10. Acum au 34 de milioane ca să prevină suicidul și nu pot face nimic. Deci au crescut de vreo 3-4 ori numărul de sinucideri. Oamenii ăștia nu pot rezista. Oamenii ăștia sunt cu inima rătăcită. Și iată inima rătăcită, vedeți unde te duci, zice, cel cu inima rătăcită se satură de căile lui. Iată așa, nu, și așa se satură de căile lui, așa îi stau în gât căile lui, încât nu mai rezistă, își pune ștreangul, se aruncă de la etaj, nu mai poate, nu mai rezistă. Căile lui îl aduc într-așa o disperare, încât nu mai poate să mai reziste. Să știți că nici la noi în Moldova nu e chiar așa de... Iată, eu eram curios să văd cum e situația cu suicidul. Acum, la noi, cu statisticile, nu stă chiar așa să verifici repede tot, dar mi s-a părut interesant că la noi în Moldova, în anul 2017, s-au sinucis 506 oameni, dintre care 436 sunt bărbați. Auziți? 506, din 506, 436 sunt bărbați, numai 70 de femei. Ca să vedeți voi ce diferență este între maturitatea mentală și emoțională pe ansamblu pe națiunea noastră, ce diferență mare este între bărbați și femei. Dacă așa de mare este numărul de sinucideri la bărbați comparativ cu femeile. Dar gândiți-vă și voi la responsabilitate. Când se întâmplă un divorț, pe cine rămâne tot greu? Bărbatul... Da, din mâini și-o pleca, da? Și rămâne soția cu copiii săraca, cu responsabilități, că nu știe cum se lege capăt de capăt și toate. Și femeile, ele rezistă, ele nu-și pun ștreangul. Parcă te uiți că mai multe motive, că nu e niciun motiv, dar e omenește vorbind, mai multe motive ar avea ele să-și pună ștreangul, nu mai știu ce să mai facă în situații. Plus, un bărbat, el, dacă nu, el își găsește o altă femeie, el încearcă să-și facă o altă familie, încearcă ceva. O femeie cum face? Un bărbat mai ușor își găsește un loc de lucru, mai ușor se stabilește undeva, mai ușor se mută dintr-un loc în altul, dar uite, ei nu rezistă. Dar femeile rezistă. Așa o mare diferență. Însă, de ce am zis toate astea? Ca să vedeți că omul care are o inimă rătăcită, o ia pe căi rele, cu o inimă rătăcită, îți pare că calea asta e bună. Hai să merg pe calea asta. Dar o inimă rătăcită nu poate lua pe căi drepte. Trebuie mai întâi să stabilești, să aduci în ordine inima ta, ce-i cu inima ta, să-ți pui inima în ordine, să-ți pui inima în niște parametri normali, corecți, ca ea să poată lua o cale, să-i dai busolă, să ai o busolă pentru inimă. Cuvântul lui Dumnezeu e busola asta pentru inimă, e busola pentru minte. Când începe a cerceta cuvântul lui Dumnezeu, când începe a studia cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce lucrurile în ordine, îți pune ordine în minte, îți pune GPS-ul, să zicem așa, vorbind pentru tineri ca să înțeleagă, îți pune GPS-ul în ordine, face update la toate hărțile contemporane și atunci gata, te-ai pornit normal, ca să mergi normal prin viață, să iei o cale bună. Cu o minte greșită nu poți să o iei pe o cale bună, nu poți. Cu o inimă rătăcită nu poți să mergi decât pe căi rătăcite, te saturi de umbletele tale și iată, unii își pun capăt vieții că ei nu mai găsesc nicio soluție, nu mai văd nicio soluție. Și apoi, dragii mei, mai vreau încă ceva să mai știți. Cu oamenii care au ales să-și pună capăt vieții, oamenii ăștia merg la pierzare. Ei când își pun capăt vieții, ei cred că rezolvă problemele, pun capăt problemelor. Dar când se trezesc de partea cealaltă, ei se trezesc deodată în locuința morților. Când se trezesc acolo în locuința morților, un loc care se află sub pământ, un loc unde este o mare văpaie, și în văpaia asta Biblia spune că așternutul este din vermi și vermii îi acoperă.
Și oamenii ăștia, ei, dacă cineva le-ar unge limba cu apă, ar fi o ușurare pentru ei. Mi-e greu să înțeleg asta, că eu mi-amintesc în copilărie, când lucram pe deal și nu mai puteam de sete și aveam impresia că nu mai ajung la fântână aceea odată. Și când ajungeam la fântână, dacă cineva îmi ungea limba cu apă, ce m-a ajutat pe mine la asta de la o picătură? Eu vroiam să beau, nu mă mai săturam să beau de apa aceea. Acolo spune, așa e un mare chin. Că dacă nu mai le-ar unge limba, ar fi ușurare pentru ei. Și iată cel care s-a sinucis, bărbatul ăsta care a făcut acum, săracul, vă închipuiți ce disperare pe el. El n-a mai rezistat și el a crezut că pune capăt disperării astea, durerii astea care o avea în suflet, singurătății, a rămas singur, nu mai rezista nimic. El a sărit și dacă este cineva aici în sala noastră care stă cu gândul, este și el poate niște probleme mari și nu mai știe ce să mai facă și loc am vizitat gândul de a-și pune capăt, că așa începe satana. Satana începe să-ți trimite un gând încet, încet, începe a-ți bate un cui în cap, să-ți pui capăt vieții. Îmi spunea odată un student de la școala de misiune, acum e copil de Dumnezeu, e misionar, dar îmi spunea cum s-a pocăit. Spunea că un om din satul lor s-a sinucis. Și el zice, după cazul ăsta, n-avea niciun motiv. Într-o zi zice, vede un ștreang și vine gândul că vede o frânghie și vine gândul să se sinucide. În altă zi vede niște medicamente, vine gândul să o trăvească. Gata, satana l-a luat și îl conducea aici. Și el bine cu o alergat repejor la Domnul Iisus, s-a împăcat, a devenit copil de Dumnezeu, acum e fericit, are familie, e slujitor, păstor, e bine, merge înainte. Dar poate ți-a pus satana gândul să-ți pui capăt zilelor. Vreau să înțelegi un lucru, că dacă tu te hotărăști la asta să mergi, trebuie să înțelegi un lucru. Atunci când te sinucizi, nu faci nimic altceva decât sare în locuința morților tu, de bună voie, sare în locuința morților. Tu nu pleci în neexistență. Oricare om din noi are un suflet veșnic și sufletul ăsta, el nu mai dispare. Gata, sufletul nostru este veșnic. Și atunci când tu vei pleca, tu părăsești trupul ăsta, dar tu sare în locuința morților. Și de acolo nu mai există posibilitatea să te sinucizi ca să vii înapoi sau ca să pleci într-o altă stare. Nu poți din locuința morților prin sinucidere să vii înapoi. Nu poți din locuința morților prin sinucidere să treci la Domnul Iisus. La Domnul Iisus numai prin credință în El poți ajunge, în Împărăția Cerurilor numai prin credință. De asta, de ce trebuie să te gândești tu la sinucidere? Lasă gândul ăsta, dragul meu. Nu trebuie să te gândești la sinucidere. Hai mai bine, devină ucenicul lui Iisus Hristos. Dacă vrei fericire, ce te împinge la sinucidere? Ești așa de disperat, că nu ai nicio bucurie, nicio fericire, nimic. Păi da, fericirea stă lângă tine. Domnul Iisus Hristos vrea să-ți dea fericirea veșnică. Vino la Domnul Iisus. Dacă vrei să comiți sinucidere, apoi trebuie să o comiți numai într-un singur fel. Să mori pentru păcat, să mori pentru firea păcătoasă, pentru omul ăsta păcătos, pentru el să mori. Și să trăiești pentru Dumnezeu. Să-ți răstignești firea ta păcătoasă, care tot înseamnă sinucidere și asta, nu? Răstignești firea asta păcătoasă ca să trăiești pentru Dumnezeu. Și asta îți va asigura o viață frumoasă, împlinită aici și apoi o viață cu Dumnezeu frumoasă. Deci tare, tare vreau să-ți bagi gândul ăsta bine în minte. Că o minte rătăcită se gândește la sinucidere și dacă te gândești la sinucidere, te vizitează gândul ăsta, apoi să știi... De fapt, la drept vorbim, știți, cam pe fiecare om în viață, măcar o dată de două ori, îl vizitează gândul ăsta. Și minim o vizita gândul ăsta. Când nu-l cunoșteam pe Dumnezeu, am fost într-un moment cu cuțitul aproape să-mi pun capăt. Am fost într-un moment. Când mă uit acum în urmă și ceea ce a fost problemă pentru care... Dar uite, așa o minte rătăcită vede lucrurile. Cu o minte rătăcită vede așa lucrurile, că îi pare că nu mai există nicio soluție, nimic. Nicio soluție, gata, nu-i nimic. O problemă mică, o vede un munte mare, care e un grăunte de muștar, îl vede ca un munte nu știu cum. Nu trebuie să fie așa. Deci asta trebuie să înțelegem. De aceea alege calea asta. Înainte ca să merg la următorul punct, asta vreau să înțelegem bine. Părăsește căile rătăcite. Nu mai fi pe căile rătăcite. Vino la cuvântul lui Dumnezeu, începe să cercetezi Sfânta Scriptură și îndreaptă-te la calea asta. Nu-i crede pe cei care îți spun că poți ajunge la Dumnezeu pe orice cale și cu orice credință. Nu, categoric nu, fals, minciună, nu poți. Există numai o singură cale. Numai o singură cale la Dumnezeu și calea asta este prin Iisus Hristos. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât doar prin mine. Acum, Domnul Iisus a mai spus că este adevărul.
Noi trăim într-o lume perversă de tot. Într-o lume în care de acum știți ce încearcă să te învețe. Când eram noi în vremea noastră, ne spunea și nouă că adevărul este relativ. Adevărul nu e absolut, adevărul e relativ. Ce este drept? Ce este adevărul? Adevărul e relativ. Nu e absolut. Acum o mers mai departe. Acum spun, fiecare are adevărul lui. Fiecare om are adevărul lui. Nu, dragii mei, adevărul este o persoană și asta e Domnul Iisus Hristos. Și adevărul, ai nevoie de adevăr ca să ajungi la Dumnezeu, de asta ai nevoie de adevăr. De adevăr n-ai nevoie pur și simplu ca să te lauzi că l-am în buzunar adevărul. Și numai eu l-am în buzunar adevărul, restul nu mai are nimeni. Și așa, vedeți, eu am adevărul în buzunar. Nu pentru asta. Mie adevărul îmi trebuie pentru că vreau să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Și în împărăția lui Dumnezeu pot ajunge numai urmând adevărul. Urmând minciuni nu poți ajunge acolo. Și iată, într-o lume ca asta, mai ales la tineri, le spune că adevărul, fiecare stabilește adevărul lui. Știi ce-ți spune? Când încerci să-i spui, nu-i bine asta. Nu-i bine să trăiești în concubinaj. Auzi? Pentru tine nu-i bine, dar pentru mine e bine. Asta e adevărul tău, dar acela e adevărul meu. Așa, nu, dragii mei. Este un Dumnezeu care ne-a creat pe noi, care a creat lumea și care a stabilit ce este adevăr și ce nu este adevăr. Și lucrurile astea sunt scrise în Sfânta Scriptură. Acum a murit fotbalistul ăsta mare, Maradona. Da, ați auzit și dumneavoastră că peste tot s-a vorbit. Și cei care înțeleg ceva în fotbal și cei care nu înțeleg ceva în fotbal, cei care nu înțeleg, mai ales unii zic, e o nebunie cu joaca asta, o nebunie a făcut. Dar uite, ia că așa, nebunia este omul ăsta. Să știți că moartea la omul ăsta are mari implicații spirituale. Am făcut și o emisiune cu Radu Blendarencu. Dacă n-ați ascultat-o, tare vreau să ascultați, că am făcut o discuție. Radu e bun cunoscător, bun fotbalist și Radu a spus lucruri tare interesante, care trebuie să le știi toți. Deci omul ăsta a murit la vârsta de 60 de ani, a avut și el un infarct și a murit așa, rapid. Omul ăsta, când s-a născut, el, Dumnezeu l-a înzestrat cu ceva. Dumnezeu pe toți ne înzestrează cu ceva deosebit. Noi fiecare suntem unicali, suntem făpturi minunate. Și iată, prin ce l-a făcut Dumnezeu făptură minunată? Că i-a dat niște abilități sportive fenomenale, fantastice, fantastic pur și simplu. Dumnezeu, noi toți, fiecare om, are un centru de greutate. Centru de greutate care ne ajută să ne ținem echilibru. Și Dumnezeu a făcut așa ca centru de greutate la omul ăsta să fie foarte jos. Are capacități fantastice. De exemplu, bătea goluri, el cădea jos. Căzut jos, el putea să bată niște goluri unicale. Iată, așa capacități i-a dat Dumnezeu la omul ăsta. Dar omul ăsta, el s-a luat cu droguri. El a luat-o pe căi rele. El n-a vrut să asculte Evanghelia, inclusiv arăta dispreț față de, când s-a întâlnit cu papa, o arăta dispreț, l-a bătut pe umăr sau ceva, fiind catolic, știi, nu așa trebuia să poarte, te porți pe le, s-a purtat altfel. O să ascultați în emisiunea aceea cu Radu, că sunt multe detalii interesante. Eu numai un lucru vreau să vă spun. Știți că el a făcut un lucru urât care nu trebuia să-l facă. Într-un campionat mare, când jucau cu Anglia, el a bătut un gol cu mâna. Nu se poate în fotbal să bați cu mâna. Dar el așa de iscusit a știut cum să o facă, încât arbitru n-a văzut. Cu mai mulți ani în urmă a fost un caz când echipa Uniunii Sovietice, îmi pare că tot ajunsese foarte aproape de finală ceva, și-au bătut un gol la o echipă și n-au văzut nimeni, arbitrii n-au văzut nimeni. Și jucătorul acela din echipa sovietică, nu ține cum aminte numele, el a ieșit și a spus, golul ăsta nu e adevărat, să nu-l puneți. Cum nu e adevărat? Nu. Ci golul ăsta a intrat în poartă, dar el a intrat pe lângă o gaură care era în plasă, zice, și el a trecut pe alături și a intrat în plasă, zice, el nu a intrat. El, jucătorul a venit, nu a observat nimeni, jucătorul cinstit a venit și a spus, nu se poate așa, că nu e adevărat. Ăsta însă a dat golul cu mâna și când i-au spus, golul a fost dat cu mâna, el a spus, asta a fost mâna lui Dumnezeu. A fost criticat mult și atunci, într-o revistă, rea odată la un interviu, și la revista aceea, el a zis, auzi, în fotbal, fotbalul e așa o joacă, că în fotbal sunt diferite adevăruri. Iată, un adevăr este ca să bați numai cu picioarele, dar sunt situații în care fotbalul e și dacă am bătut cu mâna. Și înțeleg că sunt dreptățească, el a spus că e alt adevăr ăsta. Și așa a trăit omul ăsta, el a trăit în felul... Numai decât că a fost drogat. Știți, ultima dată când l-au scos de pe stadion, l-au scos tocmai înainte de o finală, l-au scos când l-au găsit, a fost descalificat de multe ori pentru droguri, pentru doping a folosit. Și acum,
Acum, dragii mei, nu vă luați după ceea ce se întâmplă, că se întâmplă o tragedie, o lume care a nebunit. O lume care a nebunit, a făcut din el zeul fotbalului. A făcut din el model. Deci ce înseamnă? Că copiii ăștia care le place să alerge după minge, să uită, măi, dar iau-te, Maradona a fost un curvar. Că el o știut toată viața, o trăit urât, a lăsat vreo 10 copii pe care nu vrea să-i recunoască și ea că, uite, l-a ajuns faimos. Maradona a fost un drogat, a ajuns faimos. Maradona se lăuda că el toată săptămâna bea și folosește droguri și sâmbătă se duce, sâmbătă și duminică se duce și bate goluri și e campion. A, deci înseamnă că poți să fiu și drogat, și bețiv, și să fiu un, cum să-i zic, un Michel, cum să-i zici, că dacă bați așa și nu recunoști, faci Michelii de astea și nici măcar nu recunoști adevărul și poți să ajung foarte faimos. Nu, 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 nu se poate. Adevărul este unul și adevărul trebuie recunoscut, trăit după adevăr. Deci Domnul Iisus a spus că El este adevărul. Și adevărul ăsta este la El și fiecare om care vrea să-L cunoască adevărul trebuie să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, pentru că adevărul ne trebuie să trăim frumos pe pământ aici și adevărul ne trebuie ca să ajungem în împărăția cerurilor. Iată, la Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, acolo Domnul Iisus le-a spus la oameni care au crezut în El. El a zis așa, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Vedeți ce face? Adevărul ne duce la Dumnezeu Tatăl și adevărul ne face slobozi aici pe pământ. Slobozi de păcat, slobozi ca să trăim o viață frumoasă. Dar pentru asta trebuie să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, să-L urmăm cuvântul lui Dumnezeu, să-L trăim cuvântul lui Dumnezeu și așa putem să beneficiem cu adevărat de adevăr. Și încă o dată, să nu credem, să nu ne potrivim chipului veacului de acum, care ne învață că adevărul e relativ, nu, adevărul e absolut și ăsta e Iisus Hristos. Sau cei care învață că fiecare are adevărul lui. Nu, mințile rătăcite își pun adevărul lor. Mințile, de aceea, mințile rătăcite, ele sunt rătăcite pentru că ele nu au adevărul. O minte care are adevărul și urmează adevărul lui Dumnezeu, ea nu e rătăcită, ea nu rătăcește. O minte care respinge adevărul lui Dumnezeu și își pune în minte, își pune adevărul lui propriu, mintea asta e rătăcită, n-are orientare, n-are nimic, e pierdută. De aceea să ne ținem de adevărul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a mai spus că El este viața. Acum, noi avem viața aici, viața de la Dumnezeu am primit-o, tot prin Iisus Hristos, El este viața, dar Dumnezeu vrea să avem viața veșnică. Dumnezeu vrea să intrăm în viața veșnică. Și viața nu înseamnă numai a exista, viața înseamnă o existență frumoasă, o trăire frumoasă. Vezi, și noi avem vorba asta, zicem, bă, asta e viața, așa, când e bine, zicem, asta e viața, că e bine. Dar când e rău, zicem, asta e viața? Nu? Că nu, parcă nici nu-i viață. Viața te aștept să fie ceva frumos. Dumnezeu vrea să avem vieți frumoase. Și Dumnezeu vrea să avem vieți frumoase aici, Dumnezeu vrea să avem vieți frumoase în veșnicie, să intrăm în împărăția cerurilor. Și o viață frumoasă aici trăită, ea lasă urme frumoase. Uitați ce urmă frumoasă a lăsat Lucian. Da? Ce urmă frumoasă a lăsat fratele Leonid. Oameni care și-au trăit viața după adevăr, ei lasă urme foarte frumoase aici. Oamenii care au respins adevărul, ei și viața lor a fost, nu nimic. Ieri plângea tatăl lui Lucian când ne-am întâlnit. Dar în același timp i-am spus, dumneavoastră trebuie să vă mândriți, domn Vladimir, trebuie să vă mândriți, frate Vladimir, că ieri s-a rugat să-L primească pe Domnul Iisus, ne rugăm să urmeze Evanghelia. Zic, dumneavoastră trebuie să vă mândriți, pentru că băiatul dumneavoastră, chiar dacă a trăit numai 40 de ani pe pământul ăsta, el a trăit o viață așa frumoasă, că alții să trăiască și trei vezi de-a lor și tot nu reușesc. Omul ăsta foarte frumos a lucrat, a plantat o biserică în sat, omul ăsta a fost primar, a lăsat o mărturie așa frumoasă, iubit de toți, în toate privințele. El a lăsat așa o mărturie frumoasă, el și-a trăit viața frumos. Așa vrea Dumnezeu să ne trăim viața. Pe de altă parte, despre fotbalistul ăsta despre care am vorbit, ce a lăsat el din urma lui? Ce a lăsat omul ăsta? 10 copii pe care nu i-a recunoscut sau a recunoscut câțiva din ei, asta a lăsat? Sau ce a lăsat el? 200, apropo, știți că sunt 200 de mii de oameni că cineva a făcut biserica lui, biserica în numele lui Maradona, care se închină lui Maradona, care a făcut din Maradona Dumnezeu. Și au 200 de mii de oameni care se închină așa.
La biserica asta merg 200 de mii de oameni, vă amintiți? Oameni care au făcut din el Dumnezeu, gata, ei se închină lui ca lui Dumnezeu. Deci omul ăsta, asta a rămas. Ia închipuiți-vă, acum când a intrat Maradona și știm din Scripturi, știm unde a intrat, unde a mers el, ce e acolo, ce disperare pe omul ăsta. De aici lumea îl celebrează, că cei care au adevărul ca și călăuz în viață nu îl celebrează. Aici înțeleg că e o tragedie, aici înțeleg că omul a trăit o tragedie, viața lui a fost o tragedie. Cei care sunt cu mintea rătăcită, ei îl celebrează, ei cred că omul a trăit o viață frumoasă, nu. Dar el acum, gata, a ajuns la locul celălalt unde, gata, au venit mințile la loc și acum înțelege unde s-a trezit, unde este omul, unde se află acolo. Când Scriptura spune cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii. Și chiar dacă este o joacă, abate un gol cu mâna la un campionat mondial, asta este o minciună mare. Spune și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Asta spune Scriptura. Deci fără Hristos nu poți avea viață nici pe acest pământ, fără Iisus Hristos nu te poți bucura de viața pe acest pământ și nu poți avea viață în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți trăi, nu poți intra în viața veșnică. Asta a spus Domnul Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Așa de mult mă bucur pentru tinerii aceștia care au ales calea asta. Tocmai prin botezul de azi, ei asta arată și demonstrează, mărturisesc în fața noastră la toți, că ei au primit calea. Ei l-au primit pe Domnul Iisus, au primit pe Domnul Iisus ca și calea, adevărul și viața. Ei au ales să-L urmeze, să urmeze învățătura Lui. Dar eu vreau acum să vă invit pe dumneavoastră ca să punem cuvântul ăsta în aplicare, să-L trăim, să stăruim cu fapta. Că așa scrie în Scriptură, cine își va adânci privirile în legea desăvârșită și va stărui cu fapta, nu ca un ascultător uitor, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea Lui. Iată, vreau acum să îi rog pe cei care n-au citit niciodată Noul Testament, de la început până la urmă. Vreau să le fac o provocare să-l citească până la anul nou. În 20 de zile îl citești Noul Testament liber, până la anul nou. Și dacă primiți provocarea mea, atunci vă rog să vă ridicați în picioare. Tot eu voi face mai multe provocări și ridicați în picioare. Cine n-a citit Noul Testament, nu l-a citit Noul Testament în întregime. Vreau să vă fac provocarea să-l citiți. Este cineva care vrea să-l citească? Cineva din tineri care vrea să-l citească? Vreți să vă ridicați în picioare? Nu vă rușinați să vă ridicați în picioare. Toți l-au citit? Toți l-au citit, da? Bine. Toată lumea. Toți l-au citit Noul Testament. Dar vreau să știu, hai să se scoale atunci în picioare cine au, dar cinstit înaintea Domnului. Nu încercați, impresionați pe nimeni din jur. Cine a citit Biblia în întregime? Ia, ridicați-vă în picioare, vă rog. Cine a citit Biblia în întregime? Biblia în întregime. Așa. Cine a citit toată Biblia în întregime? Puteți să vă uitați în jur, în sală, să vedeți că sunt foarte puțini oameni care au citit. Mulțumesc mult, vă rog să vă așezați. Atunci vă fac o altă provocare. Că nu poți spune că ești ucenic al lui Iisus Hristos și tu Biblia ai lăsat-o și noi citit-o în întregime Biblia. Hai cine ia hotărârea că o citește Biblia, până la Paște citește Biblia în întregime. Ca să o citești Biblia în întregime, îți trebuie 74 de ore. 74 de ore de citit. Cine ia hotărârea asta să o citească Biblia? Dacă n-ai citit Biblia și nu e hotărârea asta, apoi îți spun eu, nu te ajută cu nimic, predica mea de azi nimic, predica mea după ce ieși, cum ai venit și ai plecat fără să pui ceva în aplicare, tot așa vei pleca așa, să nu pui nimic în aplicare. Hai, cine a luat hotărârea să o citească Biblia până la Paște, vă rog să vă ridicați în picioare. Mă bucur foarte tare. 1, 2, 3, sus în picioare, nu vă rușinați. 2, așa, foarte bine, mă bucur mult. Dar restul ce faceți? Rămâneți așa, veniți mai departe? Rămâneți în picioare cei care, nu vă rușinați, rămâneți în picioare cei care... Ați luat hotărârea, dar vă întreb pe restul. Mergeți mai departe așa? Veniți la adunare și măcar Biblia nu citiți? Apoi, atunci luați hotărârea. Așa? Păi vreau să luați hotărârea. Eu vă cer să luați hotărârea. În autoritatea care o am de la Hristos să predic cuvântul Lui, vă cer să-L aplicați. Că altfel ce-mi bat gura degeaba și eu și toți predicatorii aici la dumneavoastră, noi nu de asta suntem puși de Hristos, ca să ne batem gura degeaba.
Suntem pentru aceea ca să îndemnăm pe sfinți la fapte de credință frumoasă care să le facă înainte. Bine, eu mă bucur foarte mult pentru dumneavoastră. Vă rog să ocupați loc. Vreau să fac o invitație la cei care nu merg încă pe calea asta a Domnului Iisus. O cunosc, vin la biserică, ascultă, dar încă pe calea asta n-au intrat. Vreau să vă invit pe cei care vreți pe calea asta să intrați pe calea Domnului Iisus Hristos și să urmați calea asta. Așa cum au făcut cei doi care azi se bătează. Iată, tineri adolescenți care voi stați și vă gândiți cu privire la calea asta, dar n-ați luat hotărârea. Chiar dacă voi vă temeți că nu veți putea urma calea asta, că eu aveam frica asta și eu, când am devenit creștin, eu aveam frica că nu voi urma pe calea asta, dar avem promisiunea că El ne va călăuzi. El spune, intră pe cale și El te va călăuzi. Cine din tineri vrea să ia calea asta și să o urmeze?